Cei 9 copii și tineri instituționalizați în Casa Dunării din municipiu nu s-au bucurat până acum de jocurile pe calculator sau de informațiile pe care le pot obține accesând internetul. De aceea, dacă pentru alți copii un calculator este un obiect banal, pentru tinerii aflați în plasament este unul de preț. Cu câteva zile înainte de sărbătorile de Paște, jandarmii giurgiuveni le-au dăruit un computer nou-nouț pe care l-au și instalat pentru ca tinerii să-l poată folosi de îndată. Ți-am adus și boxe. Dacă vreți să ascultați muzică, da? Ce muzică îți place? Ușa. Opa, ce e ăla? Mouse. Mouse? Da, înseamnă că te pricepi. Da, te pricepi, nu? Da. Și ce jocuri îți mai plăcesc? Jocuri cu mașini. Mașini, NFS? Curse. Acțiunea a făcut parte din campania Bucuria de a dărui, inițiată de Jandarmeria Giurgiu în urmă cu 8 ani. Am aflat că acești copii au mare nevoie de un calculator care să-i ajute atât la teme cât și la proiectele școlare și prin contribuția benevolă a jandarmilor am reușit să le cumpărăm un calculator. Totodată le-am adus și rechizite școlare, dar și produse specifice sărbătorii de Paște. Ne bucurăm că am putut fi alături de acești copii și le urăm din suflet Paște fericit! După ce și-au primit cadourile, copiii au avut posibilitatea să cunoască activitatea jandarmilor, care le-au prezentat ținuta militară și misiunile jandarmeriei. O acțiune similară a militarilor a avut loc în preajma sărbătorilor de Crăciun la Casa Ansalonii.